exprimat. Cât privește lirismul lui, iar o spun cu bucurie, nu intră în curentul ăsta actual pornografic. Să faci literatură din pornografie. Poți să faci orice, după vorba aia, poți să faci bine din orice. Dar nu e cazul la el de pornografie. La el este ceea ce în teoria literară și în critica literară se cheamă naturalism. Îl comparam cu Joe Bouza. Prin 80 și ceva citeam niște poezii naturaliste ale lui Joe Bouza, rămâneam perplex. Niște imagini extraordinar de frumoase, care pe vremea aia i-au adus o condamnare pentru pornografie în 1930 și ceva. Are el acolo fecioară mare, rudă cu, fecioară galbă, rudă cu toate dezastrele dragostei, câțul cu tău care mă doare privit pe la sinucidere. Și câteva chestii un pic mai către naturalism. Așa este și lirica, zic eu, totul al lui Sebastian Drăgan, pentru că este destinată oamenilor maturi. Copiii nu pot să picea pe ceea ce spune el acolo. Și este un lucru frumos. Literatura se adresează pe nivel. Aș putea să continui mult, dar cred că am spus din punctul meu de vedere ceea ce e esențial. Dar în grijă trebuie să spun că încep cu invidia. Prozator este, poet este, mai e și pictor. Mai e și pictor. Plus fondator de reviste, plus. Bine că a devenit mai cărunt, așa, ca să nu mai confunde lumea cu cei tineri, pentru că e un clasic în viață pe care chiar îl iubim, pentru că pe ce pune mâna iese ceva din lucrarea lui. Aș putea să intru în detalii analitice, dar lăsăm cu altă ocazie. Mă bucur că am fost de fapt aici. Mulțumim.